The problem in Romania is that it was not social media. Problema în România nu a fost social media, ci faptul că ceea ce se propaga în social media apărea la canalele de televiziune în fiecare noapte, timp de câte 3 ore. În prezența acelor influenceri atacau anumite persoane și aș putea spune că aveți în fața dumneavoastră cea mai atacată persoană în mass media din România din ultimii 2 ani. You have in front of you one of the mostly attacked persons. He is the main journalist of this show. Acest tip este principalul jurnalist al acestei emisiuni. Acest tip îi spune o poveste că a vorbit cu un politician al cărui nume nu vrea să-l spună, care i-a spus că eu am trimis 20 de teste la un spital și că am dat ordin ca acele teste să fie pozitive. Acest jurnalist nu spune nimic. Este de acord cu el. Acesta este același jurnalist. Știți ce face în această transmisiune? Mă amenință. Îmi spune că nu voi mai avea viață. Apoi spune de viața profesională, că voi fi terminat. Și spune acest lucru în direct. Această doamnă, designer vestimentar, nimeni nu o cunoștea înainte de pandemie. Și-a deschis o platformă. A început să fie vocală și extrem de vulgară, aș putea adăuga. Ea îi spune jurnalistului că toate teoriile conspirației par să fie adevărate. Jurnalistul îi spune că nu toate, dar mai mult de jumătate dintre ele. Mă acuză că avertizez oamenii că urmează valul 4 al pandemiei și ia în derâdere ideea că urmează al 4-lea val. Îi puteți vedea fața. Această doamnă apărea ore întregi la televizor în fiecare zi și dacă nu apărea la televizor, era pe platformă. Îmi este adresat mie mesajul. O calamitate pentru democrație. Este bucuroasă că a reușit să stopeze asta. Are un prieten politician care a oprit monitorizarea știrilor false. Este extrem de vulgară în limbaj, de aceea este greu pentru mine să vă traduc. Este un medic oftalmolog, nu imunologist. Am prins-o într-o altă situație extrem de interesantă. Avem un jurnalist extrem de corect care oferă datele oficiale pe care le aveam și sunt 2 momente pe care le veți vedea. Am demascat această situație, doar foarte puțin din media au preluat. Mulți au preluat ceea ce a spus ea sau ce a spus, nu ceea ce am spus noi. În această situație veți auzi un jurnalist care spune că 8 din 10 pacienți de la terapie intensivă sunt nevaccinați. Iar ea spune că nu este corect. Am contactat-o și i-am spus că este corect și i-am explicat cifrele. Apoi jurnalistul spune că 9 din 10 morți sunt nevaccinați. Iar ea spune că nu este corect. Din nou am contactat-o și i-am spus că este corect și am explicat de ce. Ați auzit-o. A spus că nu este adevărat. Jurnalistul spune că 9 din 10 morți sunt nevaccinați, iar ea spune că nu este corect. A doua zi se întâmplă același lucru. Ceea ce spune este luat în calcul și folosit pentru a-l ataca pe doctorul Arafat. Doctorul Arafat a fost distrus, terminat. Doamna a devenit un fel de Terminator.